Ne mulțumim invitațiilor noștri și am să iau așa într-o ordine. Părintele Semer Negrescu este un vechi prieten, poet, încă din vremea studenției era pentru noi animatorul cercului, aveam un cerc literar la Facultatea de Teologie din București. Părintele Semer Negrescu, autorul la nu știu câte volume de poezie, 12 sau mai mult. 12 volume de poezie, dar ceea ce este important pentru această seară este cel care s-a ocupat de ultima ediție a volumului de poezie Epifania lui Daniel Turcea. De asemenea, Tatiana Petrache este doctorant la Facultatea de Teologie, pe patologie, mi se pare, la Atena, Grecia, o pasionată de poezie și de, mai ales poezia de Daniel Turcea. Pe doamna Elena Dubiru o cunoaște, cred, din critica de film. Este absolventă, printre altele, deci Politehnică, Institut de Artă Teatrală și Cinematografică. Are una dintre lucrări, din câte îmi amintesc eu, despre Tarkovski și alte interpretări ale filmelor. De asemenea, o pasionată pentru poezie, numea ei autor de lucrări și volume de poezie. Virgil Borcan, care este profesor la Universitatea din Brașov, la limbi străine, literatura franceză, nu? Așa. Părintele Teofan Popescu, e românac la, sau protosivă, da, protosivă, la Mănăstirea Budna, deci dementatic de la Mănăstirea Budna, acum face ascultare la Catedrala Metropolitană din Iași. Și Părintele Traian Zoltan, pe care l-am cunoscut în ultimul an, care a cătuit o lucrare, lucrarea pentru gradul întâi, despre poezia lui Daniel Turcea. Avem de asemenea bucuria, în această seară, să avem în mijlocul nostru trei actori de la Teatrul Național, care vor interpreta, vor recita din poezia lui Daniel Turcea. Este vorba de Aurita Androne, Brândușa Mircea și domnul Tomi Cristin. Vă mulțumim tuturor pentru această prezență și ne dăruim ca să fie într-adevăr o seară de priveghere. Mâine, când se împlinesc 40 de ani de la trecerea domnului Daniel Turcea, vom avea slujba parastasului la Mănăstirea Cernica, unde este încălutat poetul Daniel Turcea. Despre poetul Daniel Turcea, doar atât câteva repere ale un itinerar foarte interesant. Mai întâi, cu o inteligență, cum să vă spun, orară, s-a scris la Facultatea de Arhitectură, pe care cred că a absolvit-o mai târziu, am avut întrerupere, în 1978, dacă nu mă știu. Doamne Elena? Da. Da, în 1978 a absolvit-o, a avut 3 ani, după aceea a întrerupt. A reușit să capaciteze, așa, critica literară, prin primul său volum de poezie, și anume Entropia. Entropia, care este o binare de geometrie spațială, de ezoterism, este o cultare, să zicem, mistică a Daniel Turcea. Așa cum spunea Lucia Turcea, o carte pe care apoi poetul a regretat-o. Sunt momente în viața lui Daniel Turcea, momente de cotitură. Mai întâi, se știe că era admirat chiar de Nichita Stănescu, și în nopții de lor bachice, așa, probabil că această admirație a marelui poet Nichita Stănescu l-a făcut pe poetul Daniel Turcea să aibă o părere de sine deosebită.
Însă, această perioadă, o perioadă, să spunem, a cultărilor urmașe, s-a încheiat mai întâi cu o revelație. Deci, după o dispariție de, nu știu cât, o săptămână, probabil, familia n-a mai știut nimic de el, și s-au trezit cu el la ușă, cu o față cadaverică, și l-au întrebat unde a fost. Iar el a spus, a fost în iad. Dar cum a ajuns? L-a dus Îngerul Păzitor. Și apoi l-a povestit acea vedenie în care doi sfinți, să spunem așa, se certau pentru a lua cu ei. Unul dintre acei sfinți era Sfântul Elefterie și în vedenie a avut o biserică, scările bisericii, treptele bisericii și a fost dus în biserică. În acea biserică a văzut pe Maica Domnului, de pe porta Sfântului Altar, deci a fost altarului. Unii zic că acolo Maica Domnului îl are pe pruncul Iisus în zeie. Acum interpretările sunt diferite. Apoi a văzut icoanele de pe iconostas. Aproape un an de zile, Daniel Turcea a căutat acea biserică și când era pe culmile disperării, că nu există acea biserică, în urma unei s-a defectat troleu sau cu ce a călătorit el și încet, încet, mergând, a văzut treptele pe care le-a avut în vedenie, a urcat în biserică și în biserică a văzut pe Maica Domnului de pe porta Sfântului Altar, despre în apsidă, și apoi celelalte icoane împărătești pe care le are cunoscut. A început o perioadă de, a avut o perioadă de apropiere. Apropiere de credința creștină, de biserică, dar totuși mândria nu l-a lăsat și la un moment dat părerea de sine a revenit, încât era foarte sceptic că va întâlni un popă, un preot, care să-l convingă de credința cea adevărată. Și unul dintre prieteni a spus, uite, am cunoscut un părinte duhovnic, te-aș sfătui să încerci. El se gândea, ce poate să îl fac praf, mai ales la inteligență, la cultura pe care o avea. Și a mers, în sfârșit, a acceptat, a mers la cernica, iar duhovnicul care l-a aștepta era părintele Arsenie Papașa. Părintele Arsenie a fost prevenit, vedeți că el o să pună întrebări, o să fie... Însă, părintele Arsenie știa ce știa. Probabil că nu i-a adresat prea multe cuvinte. Daniel Turcea a început o spovedanie care a durat, după mărturiile unora, și chiar cred că Părinte Arsenie mărturisește, cam 8 ore. O spovedanie în care n-a fost nevoie de argumente logice. Prezența duhovnicească a Părintele Arsenie a făcut să se topească gheața din minte și din inimă și împietrirea inimii. Și a avut o spovedanie, deci Daniel Turcea a avut o spovedanie în care toată ființa lui s-a cutremurat și chiar Părintele Arsenie mărturisește că nu a asistat la o asemenea spovedanie. După ce s-a încheiat această spovedanie, Părintele i-a spus, uite, dragul meu, fiind cu mâna pe tidare mână, după toate câte ai mărturisit aici, ar trebui 360 de ani să te împărtășești. Dar ca să vezi cât de bun este Dumnezeu, eu am să te împărtășesc acum. Și din momentul acela, asta se întâmpla în 1976. Din momentul acela, Daniel Turcea a devenit de bun pentru Hristos. S-a apropiat de inimile Sfântului Simeon Mouteul, de etnografia bizantină, a citit teologia Sfântului Grigore Parma, opera, atât cât era tradusă și cât a avut acces. Și această perioadă a fost încurunată de volumul de poezie Epifania. O poezie mistică, o poezie a luminii nemărginite sau luminii necreate. Și foarte mult este dintre scriitori, văzând această schimbare, mă rog, îl numeau de bun, el devenise de bun pentru Hristos. Însă poezia lui
Așa cum aveam să constate mai târziu părintele Dumitru Stăniloae, poezia lui este o poezie mistică, iar părintele Dumitru Stăniloae, a cărui prefață o avem, avem aici la în Epifania, editată la Doxologia, avem prefața părintelui Stăniloae, intitulată o poezie de fidelă redare și de profundă trăire mistică a învățăturii creștine ortodoxe, în care părintele Stăniloae numește unul dintre cei mai mari poezi mistici din perioada asta. Bine, în acea perioadă se știe că era și Ioan Alexandru, un alt poet creștin mistic. Dumnezeu așa a răbuit ca viața lui Daniel Tocea să se încheie la 33 de ani. A fost dorit de o boală cumplită, un cancer din fată, cam așa ceva. Timp de 9 luni, viața a fost o luptă cu durerea și cu suferința. În poezia lui vom întâlni uneori această despărțire, ce înseamnă cancerul. Și el îl desparte cancer. Cancer. A fost o luptă grea. El a refuzat morfina și toate aceste, mă rog, medicamente care mai atenuează durerea. Infirmiera care îl îngrijea la spital spunea că lupta cu durerea, când alții urlau de durere, el nu a scos niciodată niciun sunet. A luptat cu durerea și a înfruntat moartea. Pe 25 martie 1979, Daniel Turcea a fost împărtășit de părintele Sorian Pochiu, care l-a luat în ascultare duhovnicească după plecarea părintele Arsenie Papacior la mănăstirea Sfânta Maria Tehnică. L-a împărtășit, chiar a mers cu potirul. Cineva l-a dus cu mașina, cu potirul, după Sfânta Liturghie, a mers și l-a împărtășit pe Daniel Turcea în spital. Iar pe 28 martie, deci la vârsta de 33 de ani, ar fi împlinit în anul acela 34 de ani, și la 33 de ani a trecut la cele veșnice. Acest poet mistic, 33 de ani este o vârstă simbolică, simbolică este vârsta lui, dar interesant este că Epifania, acest volum de poezie reeditat, a apărut pentru prima dată în 1978. A apărut la editura Cartea Românească și, fără îndoială, probabil că cei care vor vorbi, vor vorbi poate și despre intervenția lui Vlad Tomino Anania. Deci că atunci, directul la Cartea Românească era Marin Preda și Marin Preda, citind acea poezie, vă dați seama că nu înțelegea nimic. I-a zis, meu părinte, l-a chemat pe Bartolomeu Anania, pe care de altul iubea, Bartolomeu Anania era deja membru al unui scriitor. Și-a zis, părinte, ce înseamnă Epifania? Și a arătare, bă, ce a explicat Bartolomeu Anania și i-a cerut și părerea. Ce zici? Și bineînțeles că Anania, probabil, viitorul mitropolit Bartolomeu Anania, s-a exprimat la superlativ și așa a apărut această acest volum de poezie mistică creștină în 1978. Iar după aceea, după cum spuneam, așa a rânduit Dumnezeu ca el să fie, a scris și multe poezii în această perioadă de luptă cu boala și iată că se împlinesc 40 de ani de când Dumnezeu l-a chemat. Este mormântarea Mănăstirea Cernica, unde mâine, la ora 10, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom săvârși slujba parastasului și vom ieși la mormânt. De aceea vă mulțumim tuturor pentru prezența la această priveghere. Acum, în ceea ce privește ordinea vorbitorilor, am zis să lăsăm în libertate, fiecare cum consideră să se înscrie la cuvânt. Eu aș da totuși cuvântul lui Sever Negrescu. Am mai fost prezent la seriile noastre. Am avut încă două serii dedicate lui Daniel Turcea.